Salutare tuturor și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube, Analiza Tehnică Crypto. Haideți să vedem în primul rând indicele fricii și al lăcomiei, acest indice emoțional. Se pare că cu această corecție de ieri și de azi noapte a mai scăzut și, sau mai bine zis, s-a amplificat frica, a scăzut puțin acest indice. Ieri era 33, azi este 31. Și haideți să vedem ce. Haideți să mergem pe. Ajungem și la GLD. O luăm cu Bitcoin. După cum vedeți, ieri am dat ieri sau altă, nu știu când. De fapt, altă a fost duminică. Cred că ieri am dat o intrare short în această zonă pe Bitcoin și am dat ca target undeva în această zonă, unde este acest pătrat, această dreptunghi, fi el, această zonă de target. Mai am foarte, foarte puțin să-l atingă. În tot cazul, cine a intrat bani frumoși a câștigat. Iată că vorbesc și în rime, da? Bitcoin, graficul de o oră. Prețul a coborât și s-a dus frumos. Avem aici și un triunghi, dacă un ending diagonal. Dacă vreți, da. Acesta este săgeata în jos. Ce mai avem? Mergem pe Ethereum. Ethereum a stat cât a stat, a mocnit cât a mocnit și a stat în această zonă triunghi. Am crezut inițial că va face un triunghi corectiv și apoi va urca, dar dacă Bitcoin l-a căzut, a căzut și el și atunci avem cumva această structură. Trebuia să o dau și ieri, dar uite că nu m-am gândit, m-am luat doar după, m-a păcărit acel triunghi. Dar bravo, cineva, cred că Pur Life a văzut spargerea triunghiului și a intrat short și bine a făcut, a câștigat ceva bani pe această corecție. O secundă să verificăm sub minuet. Hai să pun totuși minuet ca să am și eu aici o corect. Perfect, așa. Bun. Așa că vom coborâ săgeata și ne așteptăm la un long de zile mari pe Ethereum ca și pe Bitcoin. Avem 1, 2, 3, 4 undeva în această zonă, poate chiar aici observăm că avem aici o rezistență. Haideți să vedem dacă prețul va trece de această rezistență. Haideți să vedem. Avem undeva 50-61. Hai să mărim puțin, să ne încadrăm în acest 50-61. Ea se suprapune și cu această rezistență, așa că o vom pune aici și ne pregătim cumva în această zi, probabil de seară la noapte, ne pregătim de longuri pe cripto. Bun. Bitcoin, la fel, a coborât frumos, cel puțin azi noapte, a dat un recital, uitați ce bară puternică de short a avut. Coborăm și noi săgețica, evident, în această zonă, uite, la fel avem și aici o rezistență, ar fi o copie fidelă la Ethereum. Uite, 61, perfect, s-a pus pe 61, chiar a coborât mai mult decât Ethereum, unde era aproape de 50%. Așa că avem în vedere această zonă. Ia să vedem noi ce mai avem. Dash-ul la fel. Foarte bună. Foarte frumos acest pattern corectiv. Vom pune C-ul aici. Mă, parcă s-a făcut la Indigo. Unde ești?
Ia să vedem și Fibonacci. Cam cât? 61 perfect, identic cu Litecoin. Super tare. Foarte abruptă această cădere. Ia să vedem cât a căzut de curiozitate. 12%. Foarte tare. Pardon. Și încă una și mă duc. Mergem pe Ripple. A ajuns la zona pe care eu am dat-o. Haideți să o mai coborâm puțin, să prindem și această rezistență. Și haideți să vedem ce va face prețul undeva la 0,3620, undeva în această zonă. Zic eu că n-ar mai avea puterea să coboare. Avem o rezistență, încă o rezistență. Zic și eu undeva pe aici. Ia să vedem prietenul nostru. Hai să punem măcar aici la 61, la 0,5834. Bun. Deci, dragii mei, pregătiți-vă longurile pentru această zi. Deși este roșul, așteptați totuși un semnal de bine de rău. Cei care au strategia, faceți ochii mari, respectați cele... primele două sunt... Suntem deja în, sunt respectate primele două reguli, respectați celelalte trei, cele mai importante, în special regula de aur sau sfântă, nu mai știu cum am spus eu acolo, și anume ultima, dar toate trei simultan, respectați-le și veți avea de câștigat. Bun, cam asta ar fi așa pentru mine, o trecere în revistă a câteva, hai să mai mergem să ne mai uităm puțin totuși. Cine mai sare în ochi pe aici? Polkadot 465. Ia să vedem, a ajuns aici, mai are încă un hop aici, așa că vom pune și noi o barieră în această zonă. Să vedem ce va face Polkadot în această zonă. Și evident ne așteptăm la o creștere. Aici mai vine un alt subval. Avem deja un val 1-2. Urcăm spre 3. Dar acest 3 nu este... finalizat. Abia am finalizat un alt subval. O să vedeți în curs... Dacă îl voi ține la toamnă, dacă voi îl vrea și veți avea banii necesari, o să vedeți de ce valul 3 nu este finalizat și începem un alt subval și vom face ceva de acest gen. Punem aici 4, 5, oarecum ceva de acest gen. Da, hai să și... Trasez cu linie, ok, să fac acest scenariu, săgeata verde o ștergem, că se subînțelege că prețul va crește, ceva de acest gen. Și apoi pe termen mai lung avem 1, 2, 3, 4, 5, dar haideți întâi să vedem că prețul va începe să crească pe Polkadot. Ia uite, EGLD-ul nostru a scăzut destul de puternic, minus 6%. Hai să ștergem aceasta, că nu știu, de fiecare dată trebuie să șterg. Am dat zonă de intrare, dar haideți să o ștergem. Alea le lăsăm. Suntem într-un subval 2, cumva la fel ca și la celelalte, vom pune... Nu, aici vom pune 3-ul undeva pe aici. 4. Totuși, hai să ștergem aceste săgeți. Aveam un 5 noi pe aici, da? Ștergem această săgeată. Ștergem și această zonă. Evident că trendul, confirmarea completă a trendului pe CLD este când prețul trece de acest nivel. De al val maxim al valului 1 de la 64,5 dolari.
De-abia de aici putem să spunem că cu adevărat trendul s-a finalizat, dar deocamdată stăm cu emoții pe cripto. V-am arătat ieri și alaltieri și ultimele zile. Ia să văd dacă se vede. Dacă nu l-am șters, încă nu l-am șters. Suntem perfect pe, este o structură corectivă perfectă, acest 1, 2, 3, 4 și prețul să coboare. Așa că din această zonă vom vedea, da, până în această linie, această zonă de la 31.000 de dolari, vom vedea ce va face Bitcoinul și evident toate criptomonezile. În acest motiv încă nu recomand cumpărarea sau investirea practic pe criptomonezi. Sfatul meu este să așteptați și când Bitcoinul cu adevărat va trece de acest 32.000 de dolari. De-abia de aici putem să putem spune că trendul descendent pe cripto, care a început undeva în noiembrie anul trecut, s-a finalizat. Dar după cum ați văzut, oficial America a intrat în recesiune. America mai are o problemă mare și Doamne ferește să nu fie așa, dar ați văzut că tensiunile dintre America și China cresc datorită Taiwanului. Chinezii ar vrea să invadeze Taiwanul pentru că Taiwanul este țara care conține, care creează 94% din semiconductori și este o afacere extrem de bănoasă și Taiwanul vrea să pună mâna pe această afacere. Americanii, ca de obicei, de-abia așteaptă să se ia la bătaie, să distrugă planeta și să mai vândă și ei arme și gaze lichefiant, cum a făcut cu Ucraina. Ei au creat acest război care planeta suferă. Da. Și vom vedea dacă, Doamne ferește, va izbucni. Să sperăm să nu. Trebuie să ne rugăm cu toții la Doamne, Doamne, să ne ajute să nu mai izbucnească un alt război. Gândiți-vă că dacă rușii au intrat cu pușca tiptil pe jos prin Ucraina, acolo e bătaie de bătaie. Dar deja armament, avioane, bombe și alte chestii, foarte, va fi un război foarte cu arme, nu cu pușca și grenada și lasă-o de rachete și distruge un bloc sau o mașină. Sau vii cu tancul și calci o mașină, ce acolo război se află la un nivel foarte, foarte înalt și evident extraordinar de distrugător. Și Doamne ferește să nu înceapă cel de-al treilea război mondial, că acolo nu mai trage, repet, cu pușca, ci sunt super arme hipersonice, nucleare, etc., etc. Și batem în lemn, batem unde vrem noi, numai să nu apară nimic. În acest motiv, dacă America pică, evident, deja este recesiune oficială. Dacă pică aici la americani, pică și Bitcoin și cripto și tot neamul lor de criptomonezi. Așa că trebuie să fim precauți și, din punctul meu de vedere, să mă bucur că am găsit pentru mine metoda ideală de a câștiga bani tranzacționând H1, indiferent ce va face piața. Tranzacționez fie long, fie short și nu este moment de investit în aceste vremuri foarte, foarte tulburi. Bun, deci am făcut BTC, parcă eram la EGLD, dar am zis că și acolo parcă, nu mai știu ce am zis, aveam valul 2 finalizat aici, da? Să sperăm că undeva din această zonă vom țâșni, rețineți că suntem pe graficul de H4, vom țâșni spre valul 3, tot așa, cu o recție, valul 4, aici finalizăm 3-ul, dar să ajungem noi până acolo. LMR minus 9, mamă, minus 9, wow, ce cădere. Ia uite ce spuneam, dragii mei. 3A.
uitați ce frumos ar părea acest pattern corectiv ca la carte, sau mai bine spus, stai să facem așa. Ah, du-te de aici. B. Ce imediat. Imediat vă arăt ceva interesant. Vorba de ce ți-e frică, nu scap, dar din fericire, nefiind investitor, nu mă interesează decât tranzacționarea pe graficele mici, ceva de acest gen. Și, opa, iar tu măi, Y aceasta, 0, A, W, X, Y. Și aici cumva avem un mare val 4 și coborâm ușor, ușor, foarte în jos. Deja putem să spunem că avem un 1, 2, 3, 4, 5. Deci iată că pe această criptomonedă, acest pattern corectiv, această cădere care am arătat-o pe Bitcoin a fost extraordinar de puternică. Ia să vedem doar într-o zi de la ora 11 a scăzut până acum 32%. Dacă eram atent și treceam prin ele, poate o vedeam. Dar s-a ocupat cu alte lucruri încă. Bun. Deci uitați cum practic piața dă semnale de short. Vom vedea, vom face un pattern lateral și apoi mă aștept la o cădere și probabil de aici la o care, dar aici cu siguranță să spunem că am avea 3, 4, vom pune 5-ul aici, dar cred că vă zăpăcesc, hai să șterg, nu mai contează. Bun, haideți să mergem să vedem ce anume mi-a scris voi pe aici. Nenea ăsta știe el ce spune. Ăsta sunt eu, Florin, salutare, Ducu, aștept nerudare video-ul tot, te rog frumos dacă se poate analiza pe Polygon și Algo. Polygon, hai să luăm, ne așteptăm pe Polygon, să-l copiem, mergem la aici, bifăm corect. Polygon, ia să vedem Bitcoin, Binance anulare, evident, Maticu STT. Asta este, da, dăm click pe el să vedem ce și cu. Polygon arată destul de bine. Zic eu că am avea... Zic eu că poligonul va cădea mai multișor. Va face o mișcare laterală de lungă durată și apoi va crește, deoarece zic eu că 2, 3, 4, 5, zic eu că valul 5 s-a finalizat aici. Opa, stați că am greșit. Opa, țopa. Da, n-am fost atent, nu știu ce a fost. 2, 1, perfect. Haideți să debifăm aceste linii dintre ele. Da? Și acest val 5 mi-a finalizat mie un val 3. Ceva de acest gen. Ridicăm gradul, coborâm, schimbăm și culoarea. Foarte bine și așa. Undeva între 38 și 5, undeva în această zonă, mă aștept ca această criptomonedă să întoarcă. Evident, va face o mișcare laterală. Nu văd ca această săptămână, această criptomonedă să... De fapt, na. 29 iulie, da. Pentru că am nevoie de cel puțin 3 valuri, de-abia coborând spre un val, va mai face încă 2-3 mișcări și deja prețul a plecat de pe 30 iulie, suntem în 3,
cam 4 zile și nu a finalizat încă un subval. Vom vedea. Da? Doar dacă să crească ea, să vedem dacă ne putem da seama. Doar dacă aici avem valul 3. Nu. Da, corect, așa este. Am zis bine. Aveam această etichetare pe Matic. Cam așa aș vedea scenariul. Evident, undeva, cumva, prețul va juca taraneca pe aici și apoi va urca. Nu știu ce structură deocamdată am, un singur val A. Habar n-am să pun B-ul. Deocamdată încă coborâm. Putem să punem ceva de acest gen sau putem să avem acel triunghi. Unde este? Ăsta este. Da. Și de aici să urce. Haideți să șterg această linie albastră. Perfect. Nu știu ce formă va lua. Dar o secundă că mie nu-mi place. A, perfect, așa, ca să le-am pe astea una lângă alta. Așa, da, perfect. Fibonacci, Elliot, linii de trend verticale, orizontale. Punem aici. Vertical, orizontal, oblic, corect, bravo. Deci, dragul meu Florin, nu știu ce să spun deocamdată. Nu te sfătuiesc să intri. Te sfătuiesc, dacă vrei să intri, să cauți acele criptomonezi care le-am analizat la început. Deocamdată Matic va dormi liniștit această săptămână și probabil spre sfârșit, la începutul săptămânii viitoare, să zburde spre 1,13. Mai vroiai și Algo. Asta l-are și Binance. Ciudată structură. Pe Algo poți să pui un buy stop frumos aici și de aici să ne așteptăm, pardon, la o creștere. Hai măcar până aici ne vom face un dublu, triplu top. Opa! Vreau să fac mai repede și nu prea îmi iese, iasă-mi long. O intrare pe graficul de H4, ce-i drept. Stop loss-ul e destul de mare, dar și take profit-urile, să vedem dacă ne ducem în 2,94, cam în 3%, pe Algo, cam așa aș vedea. Mă aștept, evident, la o întoarcere și o creștere pe această criptomonedă, în această zonă, dar pentru cei care sunt foarte conservatori și nu vor să piardă bani, deși există riscul de a pierde, dar foarte mic, recomand intrarea și punerea, plasarea buy stop-ului la 0,3445 undeva în această zonă. Ia să vedem cine mai dorește, cine mai poftește. Flavian, mulțumim pentru, încă o dată, pentru analiză, nu ta zice Răducu, am rezolvat-o. George, mulțumim pentru analiză, salut Georgică, te rog un update pentru ăsta e Stelar, parcă, sau Monero, cred că e Stelar. XLM, hai să mergem la XLM. XXX, tocmai jos, XLM. În aceeași, se află cam în aceeași situație cu ce am analizat mai devreme, 5-ul vom pune aici. Nu-mi place absolut deloc, aceasta nu este structură de val impulsiv, dar haideți să dăm o șansă și să avem, stați, nu mă fac vreo boacă, 0, 1, 2, 3, 4, 5, punem minuet, perfect, ba nu, punem sub minuet, dăm un scenariu pozitiv, cel negativ încă nu îl punem. Perfect, acesta îl vom pune de culoare verde.
acesta îl vom pune mai mare decât el și anume minuet. Da, perfect. Mutăm jucăriile. Stați o secundă să mă gândesc. 3, 4, 5. Ah, de pe aici vom pune 5-ul. 4 aici, 5-ul acesta mai sus. Acum, da. Acum este totul perfect. Am mai întâlnit această structură mai devreme, era nu știu ce, criptomonedă. Dacă mergem pe varianta de long, am în vedere această structură pe tot parcursul acestei săptămâni și poate chiar și săptămâna viitoare. Hai să punem așa. Așa. Dar până aici mai avem cale lungă. Gândiți-vă că suntem pe graficul de H4, fiecare candelă sau bară reprezintă 4 ore, 6 ori 4, 24, o zi are 6 bare. Până vom ajunge aici, până va mai sta, până vom urca, sunt convins că acest scenariu se va duce mult mai mult decât o săptămână, dar nici nu contează. Doamne ajută ca undeva din această zonă prețul să urce. Când crește Bitcoinul, suntem deja la 0,5 din trend, la jumătatea trendului acestui trend. Poate să mai coboară spre 0,6. Eu aș da, aia să vedem ce avem pe aici. Hai să, opa. Hai să vedem ceva de această. Da, undeva maxim până aici mă aștept ca valul 2 să coboare, să se finalizeze și de aici să urcăm frumos în glorie. Da, stăm cu ochii pe indicele americane, SP500, stăm cu ochii pe Bitcoin și în funcție de ce vrea mușchiul lui Bitcoin și celelalte criptomonezi o va urma. George, că sper că ești mulțumit cu ia să văd de curiozitate, cred că era Stelar, da, am zis bine. Așa. Ia să vedem cine mai poftește, ce mai dorește. Pur life, am intrat short pe ETH, pe ETH, pardon, pe Ethereum. Am văzut că a spart. Bravo, bravo, pur life. Sper că și Alice a intrat short, deși la Alice nu știu de ce nu a pus ea, draga de ea, nu mi-a pus mie stop loss-ul la finalul unde ești? La finalul acestui, hai să punem pe o oră, am vrut să spun și ieri, dacă intrai short pe aici, puneai la ultimul minim, dar dacă mi-intrai, să spunem, oriunde pe aici short, pui stop loss-ul la acest minim și, mă rog, nu prea era de intrat totuși la 1,4. Risk reward, recomand minim 2,5, dar de dragul discuției, stop loss-ul întotdeauna se pune sub ultimul minim. De exemplu, avem A, B, C și coborâm, sau aveam A, B, C, D, E și tot era ultimul de aici, nu mai avea voie să crească patternul și ne pregăteam de long la spargerea în sus a acestui triunghi. El a coborât și trebuia să-l pui aici, te bucurai de această minusculă, deși chiar e destul de mărișoară, scădere pe Ethereum. Drag Ali, sper că ai luat acest short, cum a luat pur live. Bun. Alexandru, mulțumesc, domnul Răduc, o zi bună, o zi minunată și ție, Alex. Bebe. Dacă e salutare, dacă este posibil, am zis pe CHZ, hai să-l și copiem. Da, cred că sigur îl are ăsta, cum se cheamă, Binance-ul. Parcă vizual mi-aduc aminte ceva. CHZ minus 8. Wow, ce a coborât. Deocamdată să vedem dacă teoretic prețul nu are voie să treacă de această zonă și ar trebui să întoarcă. Acest val 4 este un val corectiv
și în această zonă mă aștept ca prețul să coboare. Pardon, să urce, scuze. Mă gândeam de-a mea simultan cu ce spuneam. Dacă va coborâ, trebuie să-mi updatez din nou analiză. Dacă va coborâ, va avea 1, 2 și va avea 1, 2, 3, 4, 5. Dar deocamdată, haideți să vedem. În tot cazul, când Bitcoinul va crește, va crește și această criptomonedă. Dacă ea va scădea, voi invalida acest scenariu cu de culoare verde. Deocamdată sunt în acest scenariu și îl voi păstra. Ce mai avem noi aici? Daniel Sătărăducu, mulțumesc pentru analiza, update pe NJ. NJ. Opa, mă duc în sus, cobor în sus, Luceafăr blând. N. Minus 6. Punem și noi măcar un grafic de 4 ore să ne prindem și noi despre ce este vorba în acest grafic. Din nou am avea un A, B, C. Acest ce se poate duce unde vrea el până unde ești? Până aici. Și oriunde din această zonă mă aștept ca prețul să urce. Da? Deci oriunde din această zonă prețul mă aștept să urce pe această criptomonedă. Avem 1, A, B, C, 2, 1, 2, 1, 2 și urcăm spre 3 când acest C se va finaliza. Hai să lăsăm și așa. Ia să vedem, debifăm. Asta era greșeala. Că uit să debifez și mă încurc. Da, cumva, cumva, aceasta ar fi analiza mea și pe NJ pe această săptămână, până ajunge sus la 0,85 mai care lungă. Haideți să vedem dacă, pardon, stați o secundă, că B-ul este aici. B-ul l-am finalizat, A-ul l-am finalizat. Hai să facem altceva. Debifăm acest wave. Da? Dăm zoom mare să se vadă și voi aveți înregistrarea. Da? Ceva de acest gen. Culoare roșie. Perfect. Punem săgeata verde. Cumva ceva de acest gen. Punem C-ul aici. Da? Dacă prețul mai coboară, mergeți pe graficul de un sfert de oră. Puneți un buy stop aici, frumos, deasupra maximului și intrați. Uite că este o idee excelentă. Cu ocazia asta îmi pregătesc și eu intrările de long. Da, și e mai luat. Ah. Bun, așa. Mai așa atenționat telefonul, cam alarmă. Deci cam așa aș vedea eu evoluția prețului pe această criptomonedă. Deiu Arbure 93, salut, Ducu, te urmăresc de puțin timp, dar te apreciez mult, ești un mare ajutor, spor la toată lumea. Mulțumesc mult, Deiu, pentru cuvintele frumoase. Sper să rămâi pe acest canal, că ai de câștigat. Ana, mulțumesc mult pentru analiză. Cu drag, Ana. Claudiu, cu drag, Claudiu. Cătălin, mulțumesc pentru clipul. Răspunzi clipul anterior. Când lumea a deschis, cât de curând. Deocamdată aștept să urmează vin din concediu. Pe la mijlocul lunii august, începutul lui septembrie. Ca lumea să vină în concediu, să tragă sufletul. Cât de curând. Vă anunț cât de curând. Dragoș, mulțumesc și eu, Cornel, mulțumesc tuturor că mă urmăriți. Dragii mei, aceasta a fost analiza mea pentru această zi. Am făcut vreo 8, 9, 10 criptomonezi. Vă rog să-mi dați un like la acest video, apăsăm pe acest buton. Cine dorește și poate să-și arate susținerea cu o super mulțumire, apăsând pe unul din aceste patru, așa cum spune și YouTube-ul, cumpărând o super mulțumire care să
susțină direct acest canal și munca mea pentru voi, ponturile care vi le dau, etc. Pentru cei care sunt noi pe acest canal și le place stilul meu sau vor să mă urmărească, îi invit să apese pe acest buton roșu la abonează și apoi pe clopoțel pentru ca YouTube-ul să vă anunțe ori de câte ori eu postez un video, voi aveți o altă sursă de inspirație în tradingul vostru. Aștept comentariile voastre, aștept rezultatele voastre, aștept greșelile voastre. Scrieți în comentarii unde ați intrat, cât ați câștigat, nu ca bani. Da, că unul pentru unul poate 3 dolari este foarte mult, pentru unul 15 dolari foarte puțin. Nu vreau să apară zânzanie, da, sau ceva de genul acesta, de aceea aș evita, nu că nu mi-aș dori să știu, dar na, mai vreau ca acest canal să fie un canal foarte armonios și să ajutăm de la cel mai mic până la cel mai mare, în mod egal și parțial, tot să fim ca un pumn care e format din 5 degete, da? Să fim un grup unit, armonios și să nu ne uităm că unul a câștigat 3 dolari și altul 20. Da, fie înscrieți în dolari, fie înscrieți în procente, fie îți spuneți unde ați greșit, am conștientizat sau că ați conștientizat o greșeală și ați notat undeva pe caiet și nu veți mai repeta data viitoare. Deci, pe acest short care l-am dat de vineri, de luni, nu mai știu când, aștept să-mi scrieți în comentariile voastre ce ați făcut ieri referitor la această cădere, cât ați luat și aștept comentariile voastre. Dragii mei, vă doresc o zi de marți superbă, minunată, spor la bani, fiți cu ochii pe cripto, puneți-vă alarme, așteptați intrarea cea mai bună, cei care au strategia știți unde să intrați și ne revedem cu bine mâine la o nouă analiză. Să mâine trebuie să merg la o mormântare dimineață să vedem dacă pot să fac video dimineață sau va rămâne pe mai târziu. Dar în tot cazul scenariul cu pe o săptămână l-am dat cam pe toate criptomonezile, așa că sfatul meu, dacă cumva nu reușesc mâine dimineață să postez, aveți scenariul pe deplin, urmăriți-mi traiectoria, liniile verzi și să vedem ce și cum. Dacă apare ceva, poate pe telefon, undeva pe comunitate, să vă scriu ceva în funcție de ce văd pe telefon, dar cam mai urea la mormântare, la să butonez doar să ies pe afară, dar mai greu. Bun, dragii mei, sperăm să ne vedem cu bine mâine dimineață, dacă nu undeva pe la prânz, cum am timp. De multe ori vin special din oraș, las treburile, o las pe soția mea să ocupe cu diverse și eu vin și fac un video și după aceea fug iară. Na, ca și Claudiu, țigaia e groasă, facem și noi o glumă, dar fac acest lucru pentru voi. Bun, dragii mei, ne revedem cu bine cu prima ocazie. Toate cele bune și aștept comentariile voastre în acest sub acest video referitor la shorturile care sper că cât mai mulți dintre voi le-ați prins ieri, alaltă ieri, da, duminică, luni, azi noapte, nu știu cine a fost pasăre și pasăre de noapte să prindă, dar semnalele au fost încă de duminică, i-am intrat de duminică și haideți să vedem cine și ce a făcut. Toate cele bune!